Descoperire șocantă făcută de un cetățean pe malul unui lac din Iași. Cadavrul unui tânăr a fost găsit astăzi dimineață de o persoană care se afla în trecere prin zona lacului Ezereni din județul Iași. Trecătorul a observat corpul unui bărbat aflat în stare avansată de putrefacție. Imediat, cetățeanul a pus mâna pe telefon și a anunțat organele de poliție. La fața locului s-au deplasat criminaliștii care au demarat o anchetă în acest caz pentru a depista dacă este vorba de o infracțiune. Pentru că asupra cadavrului nu au fost găsite acte de identificare, polițiștii verifică în prezent lista persoanelor dispărute din zonă pentru a stabili identitatea celui decedat. S-a dispus necropsia în vederea stabilirii cauzei decesului acesteia, urmând a se dispune măsuri legale.